fapt că majoritatea moldovenilor sunt niște porci cred că nu-i secret. Și nu spuneți că nu-i majoritatea, e numai o parte. Dacă aveți fi partea aia mai mică din Moldovenia, aveți fi porci și restul mai scurt. Asta e despre gunoi vorbesc. Apoi aveți fi și gunoi mai puțin, dar așa gunoi foarte mult. Asta aș mă duce la gândul că e majoritatea moldovenilor. Care e ideea cu automobilele în parc? A? Și știu că nu se poate. Eu am alergat doar o dată în viață dimineața. Asta așa o chestie, că noi seara ne-am înțeles. Patru băieți ne-am înțeles. Da, dimineața la ora 7 ne întâlnim la stație. Eu am ieșit dimineața. Și încă Mihai, vecinul meu. Ați ok, nu vin rest, hai să vedem. Până acum ați în minte cum a trecut ziua. De fapt, toată ziua a fost super. Dispoziții, optimism. Simțeai așa ușor. E imposibil să la zi n-am timp. Facem un refresh la viață. Facem switch to modul sănătos de viață. Până acum n-am dus un mod chiar sănătos, să spun cinstit, dar nu mai intrăm în detalii. Ok, keep going. Let's do it. Un lucru bun. Bravo. Eu cu alergatul mi-am uitat. Mi-am lăsat telefonul în mașină. Și iubirea mea mă sună Bostanii.
colorați frumos. Dar cel mai bun cred că musul. De casă, musul, da, proaspăt musul făcut. Am popșoară acasă, dar nu, nu i-am văzut încă. Trăiești la țară, dar te duci prin oraș să vezi popșoară. Eu am observat un lucru, că erau foarte mulți bastani la propriu și la figurat. Erau foarte mulți femei gravide. Ai observat? Mm-hmm. Am observat chestia asta. Bună comparație. Adică vrei să spui că aici numai femeile cu... Nu, au fost foarte multe familii. Sâmbătă, weekend, oamenii se bucură de viață. E bine, sporește natalitatea Moldova. Da, cât e gravide, da. Sărașii oameni. Unde fac copii ăștia sărășesc? Unde? În apartamente de lux? Corie! Maladeț! Stai moldoveanul și străinii spun veselit tantanul și cu suflet bun. De-ai urât ori soare, muncește cu spor. Vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit mai. La 20 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim mai. Bravo, trebuie să cânti pe anunț. Ia uite, nu m-am gândit la asta.